În caz de război sau atac nuclear, România are teoretic peste 4.500 de buncăre unde oamenii se pot adăposti. Cele mai multe dintre ele sunt în capitală, peste 1.000, iar restul sunt împărțite în marile orașe. La Timișoara, autoritățile au pornit la inventarierea acestor adăposturi și au descoperit cu stupoare că mai bine de jumătate nu sunt intabulate, iar autoritățile nu pot interveni să le igienizeze. Conform Digi24, Timișoara are în acte 92 de adăposturi antiaeriene. Mare parte dintre ele se află la subsolul blocurilor. Există lumină? Nu cred că există. Aveți cheie de acolo? Noi nu avem nicio cheie. Oh, uh, păi cred că administratorul a dat-o cuiva. Tați să văd care naiba îi. Tați să o caut. Cheia a fost găsită în cele din urmă și ușa adăpostului a fost deschisă. Suntem la subsolul unui bloc din Timișoara șoara unde există un astfel de adăpost antiaerian. Aici ar trebui să se protejeze în caz de război. Aproximativ 180 de persoane. Fort trece cu greu de pânza de paianjen în care a rămas în timp. În schimb, există multe locuri în acest subsol pentru persoane. În caz de situație excepțională, inclusiv un loc separat pentru șeful apărării civile. Buncărul a fost construit în anii comunismului. Ultima dată a fost verificat la început. În începutul anilor 90. De atunci nu s-a mai schimbat nimic în el, doar s-a adunat mizerie. Locul are și o hartă unde sunt așezate toate punctele unde timișorenii se pot strânge în caz de nevoie. Din păcate, sunt de pe vremea când Viorel Wancea era primarul Timișoarei, adică 1992-1996. Inclusiv telefoane sunt aici, însă din acelea fixe. Un adăpost mai nou construit în urmă cu 15 ani se află în clădirea Consiliului Județean. Buncărul de la Consiliul Județean Timiș este prevăzut cu un sistem autonom de circulare a aerului. În cazul în care se oprește alimentarea cu energie electrică, aici există un generator, dar și un aparat cu acționare manuală pentru ventilație. Aici se vor strânge autoritățile din județ în caz de nevoie, prefectul, primarul orașului, dar și aleșii județeni și șefii de la deconcentrate pentru a forma celula de criză. Este un buncăr construit din beton și oțel cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Sunt două buncăre de acest gen în cadrul Consiliului Județean Timiș, iar fiecare buncăr poate adăposti 120-125 de persoane. Numai că majoritatea buncărelor nu arată așa. Conform legii asociațiile de proprietari care au la subsol un buncăr sunt obligate să îl întrețină pentru a putea de a fi folosit în orice moment, relatează Digi24.